Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA. Mă numesc Răducu Ursu, tranzacționez pe Bursa de Valori București din 2007, mai ales din punct de vedere tehnic al analizei tehnice, folosind Elliott Wave. Și vă invit să dați click acum pe butonul roșu Abonează-te de sub acest video și apoi pe clopoțel pentru a fi notificat ori de câte ori postez un nou video. La rugămintea unui coleg trader, astăzi voi analiza acțiunea celor de la BRK Financial Group. Să începem cu o scurtă analiză fundamentală și pentru acest lucru ne vom folosi de softul de site-ul lui Rareș Mihailă, colegul nostru, trader, care are site-ul Investește la Bursă și pe acest site el permanent are numărate 46 de companii care le analizează zilnic, pune informații, date financiare, rapoarte trimestriale, știri, dacă există vreo știre într-o zi benefică sau mai puțin bună pentru acea companie, el o listează aici. Și mergem la BRK și observăm că rezultatele financiare pe anul 2020 față de 2021 ca și cifră de afaceri este în creștere cu 114. Din nefericire, profitul net este în scădere cu 77%. PER-ul 7,2, excelent. Tot ceea ce este cu verde este cu plus, este profitabil. Observăm aici cifra de afaceri a trimestrului 1 față trimestrul 1 2020 este 21% ca cifră de afaceri, dar ca profit net pe trimestrul 1 2021 este față de trimestrul 1 2020 este de 326%, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Profitul net de trimestrul 1 2021 față de trimestrul 4 2020 161%. Avem variație 10%. Mergem mai departe, avem știri. Dar, de exemplu, pe data de 6 august Rareș a pus o știre legată de BRK, ce a încheiat un plasament privat, la la la. Aici vă uitați și voi dacă doriți ce deține BRK-ul. Structura deținerii BRK, o aici vă interesați voi, vă uitați. Eu sunt un pur analist tehnic și mai puțin fundamental, dar mă uit în permanență când analizez și la aspectul fundamental. Vedem aici venituri, comisioane și dividende mult mai mari în trimestrul 1 față trimestrul 2. Profitul net, ce frumos, 10 milioane față de 4 milioane de trimestrul 4. Parcă am și spus asta la început. Raport anual, cifră de afaceri, cheltuieli, rezultate operaționale, câștigul pe SNPS-ul, SPS-ul, mă rog, ROA, datorii. Bun, aceasta este analiza fundamentală în mare. Din câte am văzut, putem trage o concluzie că compania este destul de bună, fundamental, și ne poate aduce un randament bun pe viitor dacă investim în ea. Dacă, pentru cei care mă urmăresc canalul meu de YouTube, undeva în luna iulie, am făcut un video. Pe 2 iulie am făcut un video în care arătam că prețul va crește. BRK, acum o lună. În care prețul, am arătat că prețul va crește din acel moment, în acel punct. Divergența, aici puteți să vedeți, sper să aveți sunor, se aude. Și am arătat că din această zonă prețul va începe să crească, ceea ce s-a și întâmplat, din fericire pentru cei care au investit în această companie la acel moment, eram undeva pe în această zonă
și haideți să vedem unde suntem și ce se va întâmpla cu prețul în viitorul apropiat, din punct de vedere al lui Elliott Wave, deci analiza tehnică. Observăm această creștere abruptă care este specifică valului 3 și haideți să rapid să facem, să etichetăm aceste valuri 3, 4, 5. Faptul că suntem pe graficul daily, respectăm teoria și atunci etichetăm conform valului daily, deci mergem pe valul primar. Și vom pune, să spunem, culoarea roșie, așa cum ne-am obișnuit, pentru cei care mă urmăresc. Respectăm roșu, galben și albastru ca și culori, așa îmi place mie. Să fac. Observăm că acest val primar este la rândul lui format din 5 subvaluri și le vom eticheta imediat. Și evident ne vom schimba etichetarea pentru că este val inferior valului primar și îl vom pune val intermediar și vom da și culoarea galbenă chiar acum. Setting primar intermediar, da, este sub cel primar, da. Nu mai etichetăm și acesta că nu are rost, pe noi ne interesează această bucățică de zonă, această zonă de corecție și oarecum consolidare. Observăm că avem un A, B, C și avem un zigzag și haideți să-l și numerotăm repede. Avem A, B, C. Acesta îl punem tot intermediar. Deja cred că și este corect. Și să-l facem frumos. ABC, acest val ABC, acest val C este și el la rândul lui format fiind un val impulsiv, format din cele 5 valuri, îl numerotăm și pe el. Le dăm puțin mai jos. Sper să vă placă și culoarea și mai ales cum arată graficul la început și cum va arăta la finalul acestei analize. Punem un turcoaz. Bun. Și la sfârșitul acestui val corectiv 4 va începe un nou val impulsiv care se va finaliza în 5 valuri și haideți să dăm și un target al acestui val, cam unde s-ar opri acest prețul la BRK în următoarele zile sau săptămâni, să știm unde să marcăm profitul și ne folosim de Fibonacci. Teoria spune că valul 5 este format din 1, deci în valul 4 înmulțit cu 1,382 și atunci cu ajutorul Fibonacci am ales acest prim target, al doilea target, dacă doriți, cel mai ideal, și punem un 5 aici, da? Acesta este rația 1,382 și acesta este și un target al nostru, este suficient de bun, de profitabil. Acum vom șterge acest Fibonacci. Ne vom folosi de el puțin mai târziu. Și haideți să și etichetăm acest val. Val 5. Din 5 subvaluri intermediare și va veni 0, 1, 2, 3, 4, vom pune 5-ul aici, 5 intermediar,
Avem aici o corecție, avem un flet foarte frumos și ne arată că după această corecție de flet, prețul va începe să crească, ceea ce cred că s-a și întâmplat. Și haideți să acest, la rândul lui, acest subval 5 sau acest val intermediar este format de încă 5 graduri minore și haideți să și le etichetăm. Poate vă plictisiți, dar trebuie să înțelegeți că Elliott-ul este atât de mirific, atât de, de extraordinar ca și analiză, deoarece în pardon, deoarece prețul, orice Elliottist știe exact unde se află prețul și unde se va îndrepta, ceea ce n-am găsit o altă tehnică fundamentală care să ne arate acest lucru. Bun. Ceea ce și vedeți acum, teoretic, ar trebui să creștem foarte mult, dar ce intrăm într-un subval 3 din val 5, din val 3 minor al unui val 5 intermediar, special unui val 5 primar. Cred că v-am zăpăcit cu aceste noțiuni, dar sunt necesare să le specific. Haideți să dăm un target la acest subval sau val minor, de acum așa o să vorbim. Și pentru aceasta ne folosim tot de rația Fibonacci. Și din 3 tragem un 4 și căutăm 1,618 și îl avem aici. Pardon. Deci așa cum am spus la început, valul 3, valul 5 este ca și target sau un prim target este valul 1. Da. Pardon. Aici este valul 1 mulțit cu 1,618. Și putem da un prim val 3 în această zonă și anume aici. Nu vrea. Valul 1, valul 2. Valul 3. Cam în această zonă, dar observăm și prețul sigur, mă rog, nimic nu este sigur, dar prețul, avem aici un dublu top și consider că el poate să se ducă și să facă un dublu top. De aici va ricoșa și această corecție care va urma din acest ricoșeu al dublu top este un specific valului 4 și de aici mai putem încărca sau piramida, cum se spune în Forex. Stați că aici am greșit, acest val minor am uitat să-l etichetez și dăm, mă scuzați, trebuie să fie ca la carte, punem în culoare albă. Da, acum este, acum este cel corect. Am omis să fac acest lucru, dar acum este perfect conform teoriei. Deci cam aceasta este, stați puțin, să o vedem în ansamblu. Avem val primar, val intermediar și val minor. Avem această corecție finalizată și haideți să vă arăt ceva cum ce frumos se vede acest subval 4. Lăsăm cu galben să se vadă. Punem mai puternic. Să vedem cum. Acest triunghi corectiv specific sub valului 4 din 5 din ce din 4. Mă rog. Dragii mei, cam aceasta este analiza tehnică Elliott. Haideți să vă arăt și poate nu știți ce scun 2 3, măcar aici să punem acel show wave. Ceea ce vedeți că se și întâmplă teoretic, da? Prețul va urca până în această zonă a dublului top specific valului 3. În această zonă ar trebui
ca prețul să facă o mică corecție și vom vedea cum și apoi să crească până la finalizarea valului primar 5, cel cu roșu, care este cel mai mare și mai important val. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bun, cam aceasta, dragii mei, este analiza mea. Ia să vedem și un mic randament cam din această zonă. Până la valul 3 ar fi cam 16% și acest val final undeva pe la 30%. Un randament destul de bun, spun eu, din punct de vedere al Bursei de Valori București. Pe americani ați văzut că se face mult mai mult și de aceasta am este și drag să tranzacționez pe bursele americane. Randamentele sunt de 70-80% pe un astfel de grafic. Cei care doresc și tranzacționează mă pot urmări pentru că fac și analize pe bursele americane. Bun, cam aceasta este, dragii mei, analiza mea. Dacă v-a plăcut acest video în care am urmărit să fac analiza pe BRK, ce se va întâmpla în viitor apropiat, consider că prețul va crește atât cu 16% și apoi până în jur de 30%. Dacă v-a plăcut acest video și vreți să-mi vedeți următoarele mele analize și oportunități pe Bursa de Valori București, cât și pe cea americană, vă rog să dați un like la acest video, să apăsați butonul roșu abonează-te și apoi click pe clopoțel pentru a fi notificat ori de câte ori postez o nouă analiză. Până la următorul meu video, vă doresc numai bine și spor la bani!